găsit! Astăzi am cules fasole proaspătă din grădină. Deci, fragede, după cum se văd, sunt crude, încă nu s-au format bobițele, este numai bună de pus la borcan. Haideți să vedem cu ce am să o pun. Am aici un litru de suc de roșii. Este un suc mai transparent. Puteți folosi, când mă refer la sucul de roșii, nu înseamnă suc de roșii proaspăt neapărat. Poate fi păstrat în borcan, așa cum îl am eu, atunci când am pregătit o mâncare și roșiile au fost prea zemoase, această zeamă am scurs-o, am fiert-o și am pus-o fierbinte în borcan și o păstrez pentru orice nevoie o voi avea. De data aceasta o voi folosi la fasole. Un litru este suficient și mai am aici 4 litri de apă în care am pus 3 linguri de sare și acolo voi opări fasolea. Mai întâi voi curăța fasolea, voi îndepărta capetele și o voi rupe la dimensiunea pe care o doresc eu. Între timp, apa se va fierbe și vom putea să o punem acolo. Apa deja clocotește, între timp am pregătit și fasolea. Ce am uitat să spun este că aici avem 2 kg de teci. O voi pune în apa care clocotește. Voi aștepta să clocotească din nou și din acel moment voi mai lăsa 2 minuțele până când se va înmuia bine. A trecut un minut și jumătate, voi opri focul deoarece fasolea mea este foarte crudă și este suficient. O voi scoate. Deci dacă fasolea este crudă, nu trebuie să stea decât un minut, maxim două. Până fasolea se răcorește puțin, voi pune sucul de roșii să fie cald. Îl voi pune pe foc. Cât timp sucul de roșii se încălzește, voi pregăti borcanele. Voi așeza fasolea în borcane. Sucul de roșii îl voi turna fierbinte, așa cum este și fasolea. Acum voi închide borcanele și le voi strânge bine. După ce am închis capacele, le voi așeza în oală, unde am pus un prosop și voi turna apă până sub nivelul capacului. Am aprins aragazul. Și din momentul în care începe să clocotească, voi lăsa 45-50 de minute. Borcanele au fiert suficient, s-au și răcit și le-am scos din oală. Fasolea este bine fiartă. Dacă nu aveți fasole proaspăt, așa cum am avut eu și o cumpărați din piață, este posibil să nu fie la fel de fragedă, o puteți fierbe în oală, în apă, puțin mai mult de 2 minute, așa cum am fiert-o eu. O puteți lăsa 3-4 minute ca să fiți siguri că ține. După aceea, când le-ați fiert în borcane, cu siguranță va ține dacă este capacul bine strâns, dacă este capacul nou și bun. Se mai întâmplă uneori ca unele capace, deși sunt noi, să nu fie bune. Mi se întâmplă și mie, din 10-15 borcane, uneori se întâmplă să fie unul care nu s-a strâns bine și atunci se va umfla. Dar dacă respectați toți pașii, așa cum am făcut eu, nu are ce să nu țină. Sucul de roșii a fost și el sărat după gust, un pic mai sărat decât facem de obicei la mâncare. Așa cum am spus, sucul poate fi mai gros, mai subțire, pot fi chiar roșii mixate, nu trebuie neapărat să fie sucul pregătit atunci în mod special. Poate fi chiar și apa scoasă de la bulion, ține cu siguranță. În apă și sare nu pun, probabil că mă veți întreba, dar în apă și sare am încercat și nu am reușit să le păstrez pentru iarnă. S-au bombat, s-au alterat și
Nu am mai încercat de atunci. Așa, în suc de roșii îl folosesc, fie că fac fasole din aceea fideluță, fie că fac din aceasta, tot în suc de roșii le pun de fiecare dată. În acest fel le pregătesc, sper să vă fie de folos, sănătate și pe curând!